Salutare ascultătorilor din întuneric! Am pregătit pentru voi o poveste pe care vă recomand să o ascultați cu o lumina stinsă. Dar înainte să începem, vă recomand să vă abonați la acest canal pentru a fi la curent cu toate poveștile și secretele întunecate pe care le împărtășesc cu voi. Pregătiți-vă să ascultați una dintre cele mai întunecate povești. Atenție, sunteți pe cont propriu. România, anul 2018. Un tânăr student, pe care îl vom numi în continuare Robert, se bucura de vacanța dintre semestre. Robert era un student ca oricare altul, un student simplu care după o sesiune simțea nevoia de un răgaz pentru a-și limpezi mintea. Profitând de gratuitatea pe care o avea la călătoria cu trenul, tânărul a ales ca destinația sa de recreere să fie bușteni. Cum drumul de unul singur poate fi destul de anost, dar mai ales dios, Robert le-a propus ideea și altor prieteni. Două zile mai târziu, Robert a luat trenul de noapte Iași-București, urmând să schimbe în gara de nord trenul București-Brașov, care l-ar fi lăsat în bușteni. Era singur. Nimeni nu s-a arătat destul de curajos să înfrunte temperaturile scăzute ale lunii februarie, dar asta nu l-a determinat să se răzgândească. Călătoria cu trenul de noapte iași bucurești este una foarte obositoare, mai ales dacă nu mergi la vagon cu șetă teoretic, ai putea la fel de bine să moței și pe scaun în cele aproape 10 ore pe drum, doar că singur fiind, trebuie să fii în permanență cu ochii pe bunurile tale. Ai fi surprins să afli cazuri în care călătorii au fost jefuiți prin somn, ori au fost la un pas de a fi aruncați din tren de către bețivani. Robert a moțăit cu chiu în ciuda controlorilor care l-au trezit de vreo patru ori tot drumul pentru a-i verifica biletul și legitimația. Și uite că a ajuns în cele din urmă în gara de nord și a sărit din tren în grabă cu ghiozdanul în spate, sărind în ultimul vagon care pleca de la linia 6 cu direcția Brașov trenul de noapte Iași-București a avut o întârziere de aproape jumătate de oră și mai mult ca sigur, nu toată lumea care mergea spre Brașov a avut timp să facă schimbarea, Robert urcând pe fugă fix când trenul începuse să se miște. Tânărul a înaintat prin vagoane până a ajuns la locul său de pe bilet, însă era ocupat. Avea locul fix la mijlocul vagonului, unde sunt acele patru scaune clasice față în față. Locurile erau ocupate tot de către niște tineri plini de viață și de entuziasm care, asemenea lui Robert, au ales destinația bușteni pentru recreere. Tinerii i-au făcut loc băiatului să ajungă pe scaunul său și, din vorbă în vorbă, și-au dat seama că aveau aceleași obiective. Cei cu care s-a împrietenit în tren erau toți studenți la universitățile din București și așteptau cu nerăbdare să pornească într-o aventură. Până a ajuns trenul în bușteni, și făcuse deja un plan. Aveau să urce până în proximitatea Sfinxului cu telecabina și de acolo să parcurgă pe jos tot traseul până la vârful omului. Odată ajunși la gară, băieții cu rucsacele grele în spate s-au îndreptat spre telecabina După aproape o oră de așteptat la coadă, au reușit să urce până la platou Vântul era destul de rece și sufla destul de tare spre deosebire de cum se simțea la baza muntelui Asta nu i-a speriat deloc, misiunea lor era bătută în cuie, în schimb erau îmbrăcați gros și nu s-au pornit la munte cu gleznele goale și cu blugi rupți în genunchi. Încărcați cu energie după ce au pasat între ei un termos cu țuică fiartă pe care un student de la mecanică îl purta în lateralul rucsacului, gașca a început să înfrunte nămeții și să se îndrepte spre vârful omului. Pe drum, băieții s-au întâlnit cu câțiva salvamontiști care, după ce i-au măsurat din cap și până în picioare, le-au atras atenția că nu sunt suficient de echipați și că ar face bine să nu se aventureze. Desigur, conform așteptărilor, băieții erau destul de porniți și de înfierbântați și nu aveau de gând să renunțe cu una, cu două. Așadar, drumul a continuat. Era trecut de ora 13 și băieții nu străbătuseră decât jumătate de traseu. Culmea, niciunul dintre ei nu era familiarizat cu muntele, nu știau la ce pericole se expun, pentru ei totul era o aventură. Vântul sufla din ce în ce mai tare și băieții înaintau cu greu, cu ochii mișiți, din când în când făcând câte o pauză pentru a mai trage câte un gât de țuică. Au ajuns în cele din urmă la cota 2505, vârful omului. Își îndepliniseră obiectivul și acum erau în culmea fericirii. Au început să facă fotografii și selfie-uri pentru a-și aminti de grozăvie și de asemenea pentru a se lăuda pe rețelele de socializare cu aventura lor. Nu au zăbovit prea mult. Vântul fluiera din ce în ce mai tare și frigul începea să se simtă în ciuda hainelor groase pe care le purtau. S-au îndreptat în grabă spre telecabină, căzând din când în când prin zăpadă, atât din cauza oboselii, cât și din cauza alcoolului consumat. Cădeau pe rând și se ridicau, conștientizând că ultima telecabină avea să plece la ora 17. Vântul sufla atât de tare, încât știau că nu au mai trăit așa ceva în toată perioada existenței lor simțeau efectiv cum sunt ridicați de la sol. Din când în când se adăposteau după stânci pentru a-și încărca bateriile. Oricum, în timp ce își trăgeau sufletul în dosul unei stânci, Robert a văzut într-o crăpătură un obiect care i-a furat privirea. Părea a fi o carte deosebită cu o copertă din piele de cerb și înzestrată cu fire aurii. A băgat mâna în crăpătură și a scos cartea, fluturând-o în fața noilor săi colegi aventurieri. Băieții au început să se minuneze și să o smulgă din mâna lui Robert, care e părea puțin deranjat. Era evident că acea carte putea fi o descoperire, o carte plină de mistere și secrete cu valoare deosebită și chiar nu voia să o piardă. Gașca însă a început să se amuze și să răsfoiască acea carte care de altfel nu avea prea multe texte în limba română. Singurele înscrieri în limba română erau instrucțiuni, iar în mare parte paginile erau pline de texte într-o limbă latină și completate cu desene care mai de care mai înspăimântătoare. Dacă nu era destul de evident, pe prima pagină era scris cu o culoare roșie asemănătoare sângelui blesteme, magie, farmece și alchimie. Iar mai jos scria mai mărunt a nu se lăsa pe mâna netoților. Ok, își spuse Robert, însă cartea deja părea să fie ajuns pe mâini greșite. Tinerii cu care se întovărășise au început să citească textele din carte în acea limbă latină, iar Robert încerca să-și acopere urechile fără ca ceilalți să observe că acest gest este intenționat. Vedeți voi, Robert era conștient de faptul că această carte este cât se poate de periculoasă. Văzuse și multe filme de groază care puteau să confirme faptul că unele incantații citite greșit și în bătaie de joc pot invoca demoni, blestema oameni, poți ucide sau poți fi ucis. Robert le-a atras atenția că pierd prea mult timp și ar trebui să se pună în mișcare. I-a potolit și a pus mâna pe carte pe care a reușit să o bage în ghiozdan. La urma urmei, era cartea lui, el a găsit-o sau mai bine zis, lui s-a arătat. Au ajuns în cele din urmă la punctul de plecare. Vântul sufla teribil și se auzea scârțâitul metalic al telecabinei, precum și sunetul provocat de firele groase care se loveau între ele când s-au apropiat, au fost întâmpinați de un bărbat mare cât un urs și îmbrăcat atât de gros de ei se puteau vedea doar ochii și sprâncenele încărcate cu zăpadă. Hei, pe unde ați umblat? Nu vedeți ce furtună este? Desigur, Gașca trata cu neseriozitate gravitatea condiției meteorologice, însă Robert începea să simtă că nu și-a se prea înțelept tovară și de drum. Bărbatului însă nu i de glume proaste și s-a răstit la ei. Copii tâmpiți, voi chiar nu conștientizați că sunteți blocați aici? până nu se potolește vremea, nimeni nu va cobori cu telecabina. Asta poate însemna și peste o săptămână. În hambar nu mai avem niciun loc. Singura voastră opțiune este să mergeți la tipii ăia cu jeepurile. Spuse el în timp ce le arăta băieților două mașini care se aflau la vreo sută de metri distanță. Ei vă vor duce în Bușteni pe o rută ocolitoare care trece prin Ținaia și ați face bine să vă grăbiți, cu siguranță mai sunt oritor și nu cred că băieții se vor mai risca să facă o altă cursă în afară de asta, așa că succes! Băieții au mers spre jeepuri și au vorbit cu șoferii care mai aveau doar două locuri, dar i-ar fi luat pe toți patru îngrămădiți. Problema este că acești șoferi prestau serviciul doar cu plata în avans și le-a cerut 200 de lei de persoană. Asta da hoție. Desigur, băieții au încercat să negocieze, însă șoferii au început să fie recalcitranți și să spună brusc că 200 de lei e deja puțin. Acum voiau 280 de lei de persoană. De unde până unde această sumă, Dumnezeu știe. Tinerii s-au înfuriat și s-au îndreptat spre telecabină. Robert și-ar fi dorit să părăsească grupul, însă nu și-ar fi permis să plătească transportul cu jipul, așa că i-au urmat pe băieți. Au început să se uite pe indicatoare și au ajuns la concluzia că cel mai înțelept ar fi să coboare pe cel mai scurt traseu spre Bușteni la picior. Cel mai scurt traseu era, desigur, jepii mici. Au mai tras câte o dușcă de țuică, în afară de Robert, care voia să fie limpe de la minte și au pornit la drum. Urmau indicatoarele și la început părea că au înțeles cu ce se confruntă, însă fiți cu băgare de seamă, iarna nu-i cavară se întunecase și traseul de trei ore și jumătate devenea din ce în ce mai greu. Indicatoarele erau acoperite cu zăpadă, potecile alunecoase, iar pe unele porțiuni trebuia să te ții de lanț și puteai călca doar cu pasul furnicii în timp ce sub picioare era prăpastie de zeci de metri. Toate aceste acumulate îi făcea pe tinerii aventurieri să conștientizeze că nu luaseră cea mai bună decizie, însă nimeni nu spunea nimic. În drumul lor, tinerii zăreau câte o cruce pe traseu și asta îi speria foarte tare. Nu aveau habar unde se află, încotro se îndreaptă și cât mai iau de parcurs până jos. Înjurau și se înjurau unii pe alții. Desigur, Robert era exclus din ecuație pentru că nu se cunoștea așa de bine cu ei. Cu ajutorul telefoanelor și cu două lanterne puse pe cap pentru a lumina, pășeau cu grijă pe marginile prăpastiilor abrupte, de parcă erau la ruleta rusească. De un lucru puteau fi siguri. Nu aveau să supraviețuiască dacă s-ar fi oprit. Ar fi sfârșit înghețați. Tinerii cu care Robert se pornise la drum au început să se poarte tare ciudat. Privirea lor sclipea, ochii erau roșii și suflau puternic și constant, de parcă se sincronizaseră. Robert simțea o frică teribilă, dar el era cel mai capabil de a conduce grupul. La un moment dat, unul dintre cei trei băieți s-a dezechilibrat și a căzut prinzându-se cu mâna de un șurub din metal fixat într-o stâncă. Cuprins de panică, le-a cerut colegilor săi de drum să-și ajute prietenul, însă aceștia rângeau ca niște descreierați. În loc să-l ajute, cei doi colegi l-au călcat pe mână cu putere, acesta căzând în gol zeci de metri strivindu-se de stânci. Robert a rămas fără cuvinte în timp ce indivizii cu care se înfrățise au început să-i spună în sincron. dă Tânărul student a început să alerge în neant, în timp ce acei descreerați îl urmăreau și strigau. Dă-ne cartea și vei avea parte de o moarte rapidă. Asta l-a înspăimânta și mai tare, însă îl motiva să grăbească pasul printre poteci, copaci și pietre alunecoase, unde o singură mișcare greșită putea însemna condamnarea sa la moarte. Robert alerga și se ruga lui Dumnezeu, aceluiași Dumnezeu în care nu credea și căruia nu i se mai adresase din clasele de gimnaziu decât atunci când îl înjura. Când s-a uitat în spatele său, a văzut o singură pereche de ochi roșii, pe semne că unul dintre indivizi călcase greșit și se prăpădise. Dar uite că drumul lui Robert părea să se oprească atunci când a ajuns deasupra unei prăpastii și nu a văzut cablul sau lanțul de susținere. Să traverseze fără a se ajuta de lanț sau cablu însemna o ruletă rusească, iar Robert era sătul să facă greșeli. A scos cartea din ghiozdan și a răsfoit-o în grabă, ținând telefonul deasupra ei pentru a desluși slovele. Din depărtare se puteau auzi haitele de lupi din pădure care urlau în căutare de hrană. În timp ce acei doi ochi roșii se apropiau, Robert a început a citi din cartea mare și grea un text ușor melodios, dar pe un ton răstit de parcă nu ar fi fost prima oară. Cei doi ochi roșii s-au apropiat și acum erau la mai puțin de un metru de tânărul student, care era dezamăgit de faptul că tot ce a citit a fost în zadar. A strâns cartea la piept cu putere și cu prins de remușcări, a închis ochii și a sărit în prăpastie. Era liniște. Nu se mai auzea niciun zgomot. Robert nu mai simțea frigul, nu mai auzea nimic în jur. Haitele de lupi au fost reduse la tăcere. E întuneric. Simte din abundență și roaie de apă care îi se scurg pe corpul înfierbântat. Începe să simtă cum este într-o cădere liberă pe care nu o poate opri și nu se poate agăța de nimic. Ochii au început să o ia rasna și se trezește brusc în pielea goală, de parcă fusese în moarte clinică timp de ani de zile. Respira cu sete și era confuz. A început să se uite în jurul său și a putut să remarce posterul cu Better Call Saul și rafturile pline cu cărți și figurine și brusc a realizat că se află în camera sa din apartamentul familiei, în Iași. Era confuz. S-a uitat la ușă și a văzut ghiozdanul mare pe care îl purtase în călătoria sa, precum și hainele pregătite pe spătarul scaunului. S-a repezit către portofelul său de la capătul patului și l-a deschis. Lângă legitimația de transport și carnetul de student, a găsit un bilet de tren pentru traseul Iași-București-București-Brașov. Visase Toată oboseala adunată în timpul sesiunii își pusese amprenta și a dat naștere unui vis atât de real și detaliat, încât lui Robert nu-i venea să creadă că tot ce a trăit a fost de fapt rodul imaginației sale. Alarma telefonului sună afișând notița Călătorie, Mare Evadare. Mai avea două ore până când trenul de noapte pleca din gara Iași spre București. A oprit alarma. Apoi a scos biletul din portofel, s-a uitat la el și l-a rupt. Călătoria sa luase sfârșit. Era clar că avea nevoie de mai multă odihnă, nu de aventuri spre necunoscut. S-a băgat din nou în pat, a oprit toate alarmele și a adormit în cel mai scurt timp. A dormit buștean până pe la vreo 11 dimineața. Era singura acasă, părinții erau plecați la muncă, el era în vacanță, așa că îl aștepta un maraton de filme în acea zi. S-a făcut deja ora 16.30, iar Robert sărea de pe un canal pe altul în căutarea unui conținut calitativ. Un titlu de pe un canal de știri i-a atras atenția și l-a făcut să zăbovească pentru câteva minute. Iadul alb s-a dezlănțuit peste România. În imagini era un reporter în fofolit care transmitea în direct de la telecabina din Bușteni. Bun găsit, doamnelor și domnilor! Vântul suflă ca niciodată aici la poarele munților și nu vreau să-mi închipui cu ce viteză suflă pe platou. Din primele informații pe care le-am primit de la centrul de salvamont, telecabina nu va funcționa pentru cel puțin câteva zile, iar cei care s-au încumetat să urce vor fi găzduiți în limita locurilor la cabanele de pe platou. Locuitorii de aici nu au rămas indiferenți și au mers cu mașinile echipate în zona piatra arsă pentru a da o mână de ajutor celor care au rămas blocați pe munte. Așadar, sfatul salvamuntistilor în această perioadă este de a nu vă aventura pe traseile montane pe asemenea vreme, indiferent de echipamentul pe care îl dețineți. Atât de aici de la Bușteni. Robert era confuz. Clar dacă ar fi ales să plece cu o seară în urmă la drum, acum ar fi fost blocat pe munte și Dumnezeu știe care ar fi fost soarta sa. A închis televizorul și a mers în camera. S-a așezat la birou și a deschis laptopul, doar că nu avea stare. Îi rămăsese gândul la visul său, dacă nu a fost doar un vis. În timp ce căuta mai multe informații cu privire la traseul pe care îl urmase în vis, Jepi Mici era îngrozit de informațiile pe care le afla. Traseul era fără îndoială cel mai periculos din munții Bucegi. Era greu pe perioada verii cu echipament adecvat, iar iarna era aproape imposibil de parcurs din cauza marcajelor pe stânci și prin copaci care erau acoperite cu zăpadă. Pe forumuri, foarte mulți oameni povesteau despre cum aveau să-și găsească sfârșitul în Valea Morții pe traseul Jepii Mici, sau cum au fost martori în timp ce persoane dragi lor s-au strivit de stânci în cădere liberă din cauza unei secunde de neatenție. Traseul era plin de cruci făcute în memoria celor care s-au stins înainte de vreme. Valea Caraiman, numită adesea și Valea Morții, înghițise mult peste 100 de vieți și asta se reflecta prin crucile și plăcuțele funerare întâlnite la tot pasul. Robert avea pielea de găină. A închis laptopul și s-a îndreptat să-i întâmpine pe părinții săi, care între timp se întorseseră acasă. Părinții nu au putut decât să se bucure văzându-l acasă, îngrijorați de avertizările meteo pe care le-au auzit la radio. Două zile mai târziu, în timp ce naviga prin canalele TV, un alt titlu i-a atras atenția lui Robert și l-a făcut să scape paharul cu apă din mână. Valea morții a mai înghițit trei vieți. În reportaj era prezentat faptul că salvamontiștii încercau să recupereze trupurile neînsuflețite a unor tineri studenți din București care au fost dați dispăruți de către familiile acestora. Se pare că tinerii au fost avertizați de salvamontiști să coboare cu gipurile, însă ei au ales să parcurgă pe jos traseul până în bușteni fără a cunoaște dificultatea acestuia. Cu pielea de găină, Robert nu știa cum să reacționeze. A fost și el acolo, în vis, dar... dar cum e posibil? Trebuia să fie și el mort, a căzut în gol, a sărit în gol, ținând la piept cartea... 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 A mers în grabă în camera sa și s-a îndreptat spre ghiozdanul său pregătit de plecare la munte, din care nu se încumetase să despacheteze. A deschis ușor ghiozdanul și chiar la suprafață era cartea pe care o găsise în vis. Pulsul a început să-i crească simțitor, sute de gânduri invadaseră mintea și simțea că nu-și mai poate stăpâni lacrimile. A fost acolo. Dovada stătea acum în mâinile sale, era cartea pe care o găsise pe munte. S-a așezat pe pat și a început să răsfoiască prin ea, ajungând la textul pe care ținea minte că îl citise înainte de a se arunca în prăpastie. Sub incantația pe care o citise, era scrisă următoarea notă. Incantația deschide o poartă în timp, iar cel care citește va fi trimis în trecut cu 24 de ore. Singurul care va conștientiza că s-a întors în timp este cel care a citit incantația. Acest farmec poate fi citit doar de către deținătorul de drept al cărții, cel căruia i s-a arătat. Este posibil ca în bucla temporară unele persoane să trăiască momente asemănătoare, dar fără lux de amănunte și de scurtă durată. Pentru a reuși incantația, cartea va trebui să fie ținută cât mai aproape de corpul cititorului, în timp ce acesta sare în gol de la înălțime. Robert a închis cu putere cartea și a așezat-o pe noptiera de la capătul patului. Da fusese acolo, trăise experiența, aproape își pierduse viața pe acel munte, dar cartea, cartea a fost vesta lui de salvare. A început să râdă simțindu-se plin de putere și de energie. Dacă acele câteva rânduri au reușit să-l teleporteze în timp, înseamnă că această carte deținea blesteme, farmece și incantații care îl puteau transforma într-un zeu. Morala acestei povești este următoarea: Cărțile îți pot salva viața în multe feluri, acum depinde cum abordezi situația. Pe mâini greșite și interpretate necorespunzător, informațiile dintr-o carte pot fi atât nefolositoare cât și nocive. Așa că fiți cu băgare de seamă întotdeauna la ce citiți. Cuvintele au puterea de a ne schimba viața. A, ah, încă un lucru. Dacă vreodată ai impresia că ai mai trăit unele momente, știți voi, senzația de deja vu, gândiți-vă că cineva tocmai a călătorit în timp în apropierea voastră. Pentru că nu se știe niciodată. Cine deține o astfel de carte și câte există pe întreg globul pământesc?